17 noiembrie 2021. Iată ce adeverește Duhul Sfânt. Fiii mei, eu privesc din cer, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și iată că văd că multe inimi sunt tulburate. Multe inimi privesc la lume și multe inimi sunt legate de ea. Multe inimi țintează încă la acelea care vor pieri odată cu veacul acesta. Sunt întrebări și poporul meu se întreabă, de ce îmi este credința scăzută? Și de ce parcă alții sunt la o statură, dar eu nu sunt? Iată ce adeverește Duhul Sfânt. Sunt duhuri dezlănțuite pe pământ de necredință, care acționează tocmai prin ațintirea privirilor voastre la această lume care va pieri. Aveți grijă, poporule, și vegheați, pentru că aceste duhuri încearcă să vă întoarcă privirile de la stânca viacurilor, care sunt eu, Iisus Hristos, înspre nisipul acestei lumi, care se dizolvă și va trece odată cu acest viac. De aceea, nu vă ațintiți privirile la această lume, ci întoarceți-vă privirile în sus, cum v-am spus în Scripturi. În aceste vremuri, când vedeți semnele, izbăvirea voastră este aproape. De aceea, de acum să vă întoarceți privirile în sus la mine. Credința voastră să o puneți în mine și ținta voastră să fiu eu, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Să nu vă uitați la starea voastră pământească și să nu aveți pretenții firești. Este vremea să trăiți prin credință în Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, care sunt eu. Pentru că așa cum am purtat de grijă poporului evreu și așa cum am purtat de grijă credincioșilor de odinioară, așa vă voi purta de grijă și vouă astăzi. Dar aveți grijă, pentru că aceste duhuri se răspândesc prin metodele care nici nu vă așteptați. Da, chiar și prin apropiații voștri și prin cei care se numesc frați, aceste duhuri lucrează. Și din gura lor iese venin. Din gura lor ies cuvinte care produc în inimile voastre îndoială. Și din gura lor ies cuvinte care vă întorc privirile înspre lumea aceasta care piere. Ca odată cu ațintirea voastră la această lume pieritoare, să vă piară și credința. De aceea, aveți grijă, aveți grijă. Căutați lucrurile de sus și fiți mulțumitori, încrezându-vă în mine și în Duhul meu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, iar celelalte vă voi da eu pe deasupra, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Amin.